Voi citi un pasaj paralel celui care a fost început în această seară, din Luca 18 cu 18. Sunt trei pasaje paralele în Scriptură, în Matei 19:1 și în Marcu 10. Îl voi prefera pe cel din Evanghelia după Marcu în această seară. Așa să stăm ridicați, să ne ridicăm. În Luca 18, cu versetul 18, e vorba tot despre tânărul bogat, îl numește un fruntaș, a întrebat pe Iisus, aici, așa, versetul 17 la 27, Marcu 10, tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și cel pe care noi îl numim bun, cred că îl surprinde cu întrebarea: pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus: nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Versetul 21. Aș vrea să ne atrag atenția în această seară și nu numai. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit, spune Biblia, și a zis: îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: cât de nevoie vor intra împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: fiilor, cât de nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu. Pentru că toate lucrurile sunt cu putință la cine? La Dumnezeu. Puteți să vă reașezați. Ce s-a întâmplat, de fapt, în seara asta? Pun ghilimele la s-a întâmplat. Veneam pe drum și spuneam soției, m-a întrebat ce voi predica. Mesajul din seara asta nu era în opțiunile din mintea mea în această seară. Și am dat câteva subiecte de mesaje de evangelizare. Apoi am spus, nu asta contează atât de mult. Să merg să spun o predică, trebuie să simt înainte de a predica ce vrea să vorbească Dumnezeu. Și am zis: Doamne, călăuzește-mă în seara asta, dă-mi un semn, vorbește-mi, arată-mi. Și așteptam. Și am venit în biserică, a început slujba și fratele Nelu a citit Luca 18 cu 18. Și mi-a tras atenția așa dintr-o dată. Și am început să mulțumesc lui Dumnezeu, mi-am adunat gândurile, am început să notez câte ceva ce urmează să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară.
Frați și surori, mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă poate va fi puțin un mesaj atipic, unui mesaj de evangelizare. Mi-aș dori însă ca fondul mesajului din această seară să fie tocmai întrebarea la care se făcea referire, pe care a pus-o tânărul bogat. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Sau ca să fiu mântuit? Întrebarea asta vrea să fie fondul mesajului din seara asta. Spuneam că va fi probabil un mesaj atipic, pentru că în el voi sublinea o veste bună pe de o parte și pe de altă parte o veste mai puțin bună, una tristă și în același timp o atenționare pentru noi. Acum nu vă întreb cu care veste să încep, sunt obligat să încep cu vestea bună, cu vestea bună. Am convingerea că pasajele acestea biblice și relatarea despre tânărul bogat din cele trei evanghelii nu vă este străină. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la propriu spre el, la el, un om, așa cum se spunea, a venit la sursa corectă, a pus, cum se sublinea, întrebarea corectă. A alergat la propriu, cu trupul, aș putea să spun. Și nu greșesc. Bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? N-a greșit cu nimic că l-a numit bun. Însă el îl surprinde, cred eu, cu întrebare: pentru ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. Și apoi îl întreabă: cunoști poruncile? Să nu prea curvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta. Și îl spune: învățătorule, toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit. Vestea bună pe care vă duc în această seară este una foarte cunoscută, foarte adevărată, actuală, și este asta. Chiar dacă sună atât de simplu și ne-am obișnuit cu ea, și mă tem că atât de mult ne-am obișnuit cu ea, încât a devenit o veste oarecare, banală. Vestea bună este că Dumnezeu ne iubește. Nu vă aduc o noutate prin asta. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit. Dumnezeu ne iubește, frați și surori. Binecuvântat să fie numele Lui. Și Biblia spune că dragostea Lui s-a arătat față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos ce-a făcut? A murit pentru noi. Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vreau să nu privim și să nu ascultăm această veste ca fiind una oarecare, banală, să nu ne preobișnuim cu ea. Ceea ce face diferența dintre creștinism și celelalte religii din lumea asta este și următoarea diferență. Dacă celelalte, în celelalte religii, oamenii se străduiesc să-L caute pe Dumnezeu, creștinismul face diferența prin faptul că noi proclamăm, afirmăm, nu noi L-am căutat. A venit El la noi. A venit El să moară pentru noi. Cum spunea un poet în versuri: ai dezbrăcat haina măririi, care putea de cer să te mai lege. Ni te-ai făcut asemenea, Iisuse, pentru a putea mai bine a te înțelege. Noi nu putem, în cuvintele noastre, în limba noastră, cât de
frumoasă ar fi, cât de bogată ar fi limba română să exprimăm dragostea asta, a renunțat la slava cerească, s-a dezbrăcat pentru o vreme de ea, care îl putea lega de cer, a venit la noi să-l înțelegem. Cuvântul s-a făcut trup ca să-l putem percepe, să fie relevant pentru oameni. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Vestea bună este că Dumnezeu ne iubește. Ne iubește pe toți. Cred că nu e simplistă următoarea întrebare. Câți de aici ne simțim iubiți de Dumnezeu? Oare ar fi greu să ridicăm mâna? Nu cred. La dragostea pe care El și-a arătat-o față de noi, nu-i prea greu să facem un gest ca și acesta. Însă, vestea mai puțin bună, legat de vestea asta bună, care credeți că ar putea fi? Și atenționarea pe care vreau să o fac în seara asta, pe care simt că Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă. Știm noi că deși putem fi sau nu putem fi, suntem iubiți de Dumnezeu, putem fi pierduți. Deși suntem iubiți de Dumnezeu, putem fi pierduți? Poate este cel mai grăitor exemplu tânărul bogat. Singurul evanghelist Marcu face această subliniere, nici Matei, nici Luca nu face sublinierea asta. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit. Și ținând cont de următorul principiu, că toată Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu, înseamnă că nici acest cuvânt nu-i pus întâmplător aici. L-a însuflat Dumnezeu pe Marcu să adauge asta la celelalte tablouri prezentate de cei doi evangheliști. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit. Aș putea să întreb în această seară, unde-i tânărul acesta bogat astăzi? O fi fost mântuit? Biblia tace în privința asta. Nici unul din cei doi evangheliști sau din cei trei evangheliști nu spune că s-ar fi întors într-un zi. Prin urmare, pot să afirm în această seară, tânărul acesta a fost iubit, dar pierdut. Acesta vrea să fie mesajul pe care vreau să vi-l aduc din partea lui Dumnezeu în această seară. Iubit de Dumnezeu și totuși pierdut. Se poate asta? Nu cred că există durere mai mare decât să fii iubit de Dumnezeu și în același timp să pieri. Asta este atenționarea. Vedeți, frați și surori, mă tem că și noi, ca tânărul acesta bogat, trăim cu amăgirea că Dumnezeu este doar bun. Subliniez doar bun. Și când ne hrănim cu amăgirea asta, că Dumnezeu este doar bun sau doar dragoste, tendința, știți care este? Să ne asumăm asta, doi, să abuzăm de asta, trei, să credem că această dragoste a lui Dumnezeu este una oarbă și că de vreme ce suntem iubiți de Dumnezeu, este o întrebare și o observație la care
atâția teologi fac referire și nu numai. Cum poate un Dumnezeu atât de bun, un Dumnezeu care este dragoste, să lase să se piardă atâția oameni? Unii, în mod tendențios, spun să-i trimită pe oameni în iad. Nu El trimite pe oameni în iad. Oamenii se duc singuri acolo. Oamenii aleg asta prin nealegerea pe care ar trebui să o facă pentru Dumnezeu. Deci, trăim cu amăgire că Dumnezeu, de vreme ce ne iubește, asta este suficient. Ne asumăm asta, abuzăm de asta și credem că această dragoste a Lui, în mod automat și necondiționat, ne va mântui și pe noi, sau pe noi toți, pe noi toți. De aceea mesajul pe care vreau să-l subliniez și să vi-l aduc în această seară este acesta. Având ca fond întrebarea asta, ce să fac ca să moșenez viața veșnică? Ce să fac ca să fiu mântuit? Ce să fac? Și prima subliniere pe care vreau să o fac în această seară este următoarea. Nu-i suficient să fiu iubit de Dumnezeu. Sunt pierdut. Sau, poate ar fi bine să reformulez. Nu-i suficient să-L caut pe Dumnezeu. Sună mai bine, cred așa. Pot fi iubit sau sunt iubit, dar pierdut. Unu, dacă nu-L caut cu toată inima. Eu cred că această afirmație este una pertinentă, una biblică și n-ar trebui să surprindă pe nimeni. A alergat la El un om care a îngenunchiat înaintea Lui. L-a căutat. A fost iubit pentru forma Lui de evlavie, pentru viața Lui morală. L-a căutat pe Fiul lui Dumnezeu. Nu-i suficient să-L căutăm pe Dumnezeu. Suntem iubiți cu toate astea, dar pierduți. Dacă nu-L căutăm cu toată inima. Și să știți că ștacheta asta nu un pastor o ridică la nivelul acesta și nu o biserică. A ridicat-o însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă voiește să vină cineva după mine, ce trebuie să facă? Să se lepere de sine, să-și dea crucea, să mă urmeze. Dacă vine cineva la mine și nu lasă casă, masă, soție, soț, copii, asta nu înseamnă că îi abandonez. Dar nu mă au pe mine ca prioritate zero. Iisus a spus, nu poate fi ce? Ucenicul meu. Îmi place ce spunea C.S. Lewis. El spunea așa, Dumnezeu nu este genul de lucru pe care noi, muritorii, pământenii, oamenii născuți în păcate, vrăjmaș al lui Dumnezeu, am adăugat eu. Dumnezeu nu-i genul de lucru pe care noi oamenii, muritori, ne-am putea sau ne putem permite să-L căutăm cu moderație. Și El continuă, dacă Dumnezeu nu există, n-are niciun rost și n-avem niciun motiv să-L căutăm. Dar dacă El există, și când El punea întrebarea asta, nu se îndoia de existența lui Dumnezeu. Dacă El există, și eu l-aș parafraza puțin, pentru că El există, nu ne putem permite să-L căutăm cu moderație,
Și problema căutării lui trebuie să fie una de un interes covârșitor. Întrebarea este simplă pentru mine în seara asta. Și tremur la răspunsul pe care trebuie să-l dau. Eu îl caut pe Dumnezeu din toată inima. Este El prioritatea zero a vieții mele, a sufletului meu. Tânărul acesta a alergat cu trupul la El, dar nu cu viața la El. Nu cu viața la El. Să ne fie foarte clar în această seară. Și n-am spus să vă fie folosit persoana întâia plural în mod intenționat. Să ne fie foarte clar de nu-L caut cu toată inima. Pentru că nu e un lucru oarecare. E Dumnezeu. E mântuirea sufletului meu. E ceva de care, fără de care eu nu pot face absolut nimic. De nu-L caut cu toată inima. Sunt iubit, dar pierdut. Îl căutăm noi cu toată inima? Putem să spunem, sunt valabile pentru mine următoarele cuvinte ale psalmistului. Câteva dintre ele, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Îl dorește sufletul meu pe Dumnezeu? Cred că nu greșesc, John Piper are o carte intitulată Ce să fac când inima mea nu-L mai dorește pe Dumnezeu. Și chiar când pun întrebarea asta, de ce nu m-aș arăta vulnerabil în această seară și aș mărturisi aici, în fața bisericii Betel, în fața Domnului, că inima mea nu e întotdeauna la intensitatea cerută de Dumnezeu. Nu e întotdeauna. Și de-aia tremur când spun lucrul acesta. Mi-e groază să spun că îl iubesc. Vreau, dar dorința nu e suficientă fără trăirea asta, fără constanta asta. Îl iubim noi din toată inima. Îl dorim noi din toată inima. Îl căutăm noi din toată inima. Aduc în atenția dumneavoastră mesajul adresat bisericii din Efes. Și apoi voi face o referire la biserica din Laodiceea. Îngerul bisericii din Efes scrie, iată ce zice, cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă, umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, știu toate astea, știu că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, i-ai găsit mincinoși, știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit, dar am ceva împotriva ta. Ce avea Domnul împotriva bisericii din Efes? Și dacă citiți epistola către Efeseni, veți vedea că Pavel numește sfinți aleși de Dumnezeu înainte de a fi lumea asta. Alegerea asta necondiționată nu înseamnă și mântuire necondiționată. Pentru că de ce îi spune Pavel, îi spune Duhul Bisericii din Efes, am ceva împotriva ta, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Întoarce-te la faptele tale din tâi.
Altfel voi veni la tine și voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Mă îngrozesc cuvintele astea și amenințarea asta. Fac o paranteză de a lua Dumnezeu sfeșnicul din mijlocul unei comunități, unei biserici. E ca și lumina asta în sare un alt rol de a lumina nu exteriorul, ci interiorul. De a-mi arăta starea lăuntrică. A spus Pavel despre lumina aia, Saul, pe drumul Damascului, că e mai puternică decât lumina soarelui, pentru că soarele, oricât de puternic ar fi, luminează doar exteriorul. Lumina lui Dumnezeu ne iluminează, ne arată starea. Și când asta lipsește din biserică, nu ne mai vedem starea. Și Duhul îi spune, dacă nu te întorci la faptele din tâi, iau sfeșnicul. Și apoi bisericii în Laodiceea îi spune ceva, pentru că trebuie nuanțat această dorință după Dumnezeu, cred eu. Iată ce zice cel ce este amin. Nu se schimbă. E martorul credincioș adevărat începutul zidirii lui Dumnezeu. Pentru că este începutul zidirii lui Dumnezeu, nu-l putem căuta cu moderație, merită toată întâietatea, toată atenția, pentru că din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Știu faptele tale. Mulțumesc pentru postarea pusă. Vreau să lăsați versetul acesta. Sau următoarele versete, Apocalipsa, mi s-a adresat bisericii din Efes. Din Laodiceea, mulțumesc. Versetul următor. Deschid eu acolo, știu faptele tale, da? Căci nu ești nici rece, nici înclocot. O, te-ai fi rece sau înclocot. Pentru că ești, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot. Am să te vărs din gura mea. Vreau să fac o observație legată de versetul acesta și de pasiunea pe care trebuie să o avem pentru el. O, de-ai fi rece sau înclocot. Am făcut greșeala de a spune, eu spun că a fost o greșeală, de a spune că a fi rece face referire la a fi rece față de lumea asta și a fi înclocot, evident, pentru Dumnezeu. Dar a fi rece, cred că are un alt sens. Când îi spune, o, de-ai fi rece, îi spune, decât căldicel, mai bine nu mai fi cunoscut niciodată. Mă îngrozesc. Decât căldicei, decât căsătorit și să calc legământul căsătoriei. Acesta poate fi un raționament în această seară. Mai bine nu mă căsătoresc. Când intru în legământ cu el și nu-l mai iubesc, mai bine nu l-aș fi cunoscut niciodată. Despre Iuda care l-a vândut, Iisus a spus, mai bine nu s-ar fi născut omul acesta. Revin, nu-i suficient să-l caut. Sunt iubit, dar pierdut, dacă nu-l caut din toată inima. Ce înseamnă să-l căutăm din toată inima? Am citat câteva versete. Să fim în flăcări pentru el. Să ardem pentru el. Să cântăm cu viața cântarea, o creștem iubirea în inima mea. Decât căldicel, mai bine nu l-am fi cunoscut. Pentru că judecata va începe de la casa lui Dumnezeu, de la noi.
Pentru că cea din tâi poruncă și cea mai mare din ele, în care este cuprinsă toată legea și prorocii, fiind aceasta: să-L iubesc pe Domnul Dumnezeul meu cu toată inima mea, cu toată puterea mea, cu tot cugetul meu și pe aproapele meu ca pe mine însumi, călcarea acestei porunci mă face vinovat de cel mai mare păcat de care m-aș putea face ca și copil al lui Dumnezeu. Bineînțeles, păcatele vizibile care țin de moralitate sunt grave, dar în egală măsură sau mai mult decât atât, a nu-L mai iubi pe Dumnezeu din toată inima e un păcat extrem de grav. Nu-i suficient să-L caut, să-L iubi, dar pierdut dacă nu-L caut cu toată inima. Doi, dacă nu-L caut după Scripturi pe Dumnezeu. Dacă nu-L caut pe Dumnezeu după Scripturi, trebuie cu toată inima. Cu toată inima. Îmi vine în minte ceea ce spunea Dietrich Bonhoeffer. A fost unul dintre primii oameni care a făcut refer la harul ieftin versus harul costisitor. Harul ieftin înseamnă botez fără pocăință, pocăință fără disciplină bisericească, iertare fără pocăință. Înseamnă justificare nu doar a păcătosului, cât și a păcatului. Harul costisitor, spunea el, este mărgăritarul de mare preț pentru care omul, atunci când îl găsește, vinde tot ce are. Asta înseamnă să-l caut din toată inima. Este comoara din țarină pentru care ar trebui să vindem tot. Este chemarea pe care, și Bonhoeffer face referire la tânărul bogat, pe care o face Iisus tânărului bogat, ca să aibă parte de viață veșnică, să-l caute din toată inima. Dar în același timp trebuie să-L căutăm după Scripturi pe Dumnezeu. Frații mei, Iisus Hristos a spus în Ioan capitolul 5, într-unul din versete: cercetați Scripturile, să contind că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și apoi pune o întrebare, Iisus, puțin mai încolo: cum ați putea crede voi, care umblați după slava care vine de la oameni și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Și apoi, cum ați putea crede voi, deduc eu din cuvintele Mântuitorului, dacă nu cercetați Scripturile? Nu-i suficient să-L caut. Sunt iubit, dar pierdut dacă nu-L caut după Scriptură. Asta predicăm. La asta îi chemăm pe oameni. Ca cineva să fie mântuit. Sunt mulți căutători în lumea asta după Dumnezeu. Dar evită cartea asta. Evită Scripturile. Sau le folosesc ca și carte adițională. Nu! Dumnezeu ne-a dat Scripturile, plus, minus, nimic. Știu că exclusivismul acesta intrigă astăzi. Dacă noi, biserica creștină, evanghelică, am renunțat la exclusivismul acesta, că Dumnezeu mă mântuie dacă îl caut doar după Scripturi, poate oamenii ne-ar iubi, poate ne-ar accepta. Dar acesta este adevărul. Cercetați Scripturile. Nu există iluminare, stimații mei ascultători, frați și surori, fără Scripturi. Nu există. De vreau să-L caut pe Dumnezeu și să am parte de viață veșnică, trebuie, asta nu este opțiune, să-L caut după Scripturi, după Biblie.
A nu-L căuta pe Dumnezeu după Scripturi. Scriptura îmi spune să-L caut din toată inima. Scriptura îmi spune să renunț la orice de dragul Lui. Scriptura îmi spune să-L caut cu inimă curată și să mă pocăiesc. Scriptura îmi spune, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia, orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Asta spune Scriptura. Cine nu va crede, va fi osândit. Și dacă cineva își permite să nu mai fie exclusivist, nu doar că riscă să se face vinovat de sângele oamenilor, nu există iluminare fără Scriptură. Nu există cunoaștere de Dumnezeu fără efortul cunoașterii Scripturii. Nu există. Nu există. Toată Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Scripturi, pentru cuvântul Lui în care există viață veșnică. Aleluia! A nu-L căuta pe Dumnezeu după Scripturi, n-am nicio șansă să fiu mântuit. N-am nicio șansă să-L caut. Este același lucru ca și cum aș duce, aș veni la Dej și aș folosi harta orașului în care eu locuiesc. N-am nicio șansă. Dacă vrea cineva să-L caute pe Dumnezeu, trebuie să-L caute din toată inima și după Scripturi. Am o experiență care mereu îmi dă emoții când o împărtășesc despre cartea asta. M-am născut și am crescut într-o familie de 12 copii. Am fost 12 frați, spun asta, pentru că unul din noi a plecat la Domnul în urmă cu un an și ceva și l-am înmormântat în aceea zi cu mama mea. A fost un moment foarte greu pentru noi ca familie. Aveam 6 ani, aproximativ 6 ani. Spun ceva legat de cartea asta. Când tata s-a întors acasă de la spital, a fost operat la apendicită. I-au scos apendicul afară. Și au venit frații la el, asta a fost prin anii 77. Au venit frații la el la rugăciune, în casa părintească era rugăciune. Și nu știu cum s-a făcut, acum dumneavoastră înțelegeți, tovarăși au auzit de la miliție. Au venit la noi acasă în seara aia. Frații se rugau, cântau. Ce să facă ei? Au văzut că aveam ceva în mâini, ceea ce comuniștii urau. Biblii, cântări, cărți de cântări. Și mereu subliniez ceva. Aveam caiete de cântări scrise de mână și tipărite de la mișcarea Oastea Domnului. Bunicii din partea tatălui au fost practicanți ai mișcării creștine Oastea Domnului. Și le-au luat de la noi din casă în seara aia. Aproape toate le-au luat. Tata avea acasă un magnetofon Tesla. Ce era magnetofonul Tesla? Știe cineva? Un fel de iPhone, nu? Era cu 2 benzi, adică 2 role cu bandă și aveam înregistrate pe el cântări, pe benzile acelea, banda respectivă, cântări, predici, Silie Răzăreanu, știu că era un cântăreț pe vremea aia, și alții. L-a confiscat mama, eram născut eu al 10-lea și al 11-lea, în următoarele zile s-a dus la tovarșul comandant. Ce vă spun noi povestea? Am spus-o la înmormântarea mamei cu multă emoție. Pentru că mama a fost aceea care mi-a pus cartea asta în mână. S-a dus la tovarșul comandant și a spus, tovarșe comandant, am venit să-mi dați înapoi ce ați luat de la noi, de acasă, serile trecute. S-a uitat la ea, a măsurat-o din cap până în picioare. Mama a fost o femeie curajoasă. Și a zis, tovarășa Bercea, nu ți le pot da.
o numea tovarășă. Și mama a zis, de ce? De ce sunteți mamă eroină? 11 din 12, spuneam, eram născuți. Și mama a zis, dar ce are de a face cererea mea cu faptul că am atâția copii? Și auziți, tovarășa Becea, nu ți le pot da, pentru că ceea ce am luat de la tine de acasă, sau dumneavoastră de o fi zis de acasă, reprezintă un pericol pentru copiii tăi. Ai copii mulți. Știți ce a spus mama? A zis, tovarășe comandant, rog pe Dumnezeu să nu mă lase lipsită de pericolul acesta din casa mea. Pun ghilimele la pericol. Frați și surori de la Dej, mărturisesc cu multă bucurie și emoție în seara asta. Pericolul acesta mi-a schimbat viața. Pericolul acesta ne-a mântuit casa. Pericolul acesta mi-a schimbat părinții. Cel mai mare frate al meu are aproape 70 de ani. Tatăl meu a murit la 92 de ani, în urmă cu 3 ani, aproape mama, în decembrie anul 2021, un an și ceva în urmă, la vârsta de 87 de ani. Au avut o căsnicie de aproape 70 de ani împreună, nu chiar, peste 65 de ani împreună. Și nu erau pocăiți, veneau dintr-un mediu creștin-ortodox. Nu spun asta să arunc vreo umbră asupra cuiva, dar tata, cizmar de profesie, a început să bea, avea bani și spuneam, tremurau mâinile. Și a zis, mama, dacă nu te pocăiești, nu stau cu tine. Și ne-am pocăit, dar nu știam ce-i Dumnezeu, nu știam ce-i Scriptura. Și vreau să vă spun ceva. Ce au trăit ei atunci legat de cartea asta? Ce în timp ce noi am început să mergem la biserică, exact la un an de zile după căsătorie s-a născut cel mai mare frate al meu, Mircea. Ce ne întrebam, avem un copil, o să vină altul, ce vom face noi? Și un copil care n-a auzit de Biblie vreodată. N-a auzit de Scriptură vreodată, de epistolele lui Pavel, un copil de câțiva ani spunea prin casă, 1 Timotei capitolul 6, 1 Timotei capitolul 6, și-a dat versete, versetul 7, 8, 9, 10 în jos, și tata ca un neștiutor la acea vreme a zis, dar ce înseamnă Timotei? Oare nu-i în Biblie Timotei? Și avea o Biblie bogată acasă, dar nu o citeau. Și când a deschis la Timotei, cam timpul ăsta am deschis și eu aici, a citit așa, că a răspuns la întrebările lui. Ce vom face? Vor veni copii, n-avem casă, erau săraci, că noi n-am adus nimic în lume, noi nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Și ce vor să se îmbogățească din potrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străbun singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Frați și surori, versetul acesta a fost pentru ei un verset care le-a alimentat viața mai bine de 65 de ani împreună, sau 65 de ani. Au crescut 12 copii și n-au dus lipsă de nimic. Dumnezeu vorbește prin Scripturi. Nu-i suficient să-L caut pe Dumnezeu, sunt iubit, dar pierdut, dacă nu-L caut din toată inima și nu-L caut după Scripturi. 2. Nu-i suficient. 2. Să mă rog lui Dumnezeu. Deja rugăciune,
înseamnă mai mult un pic, mai mult un pic. Nu-i suficient să mă rog lui Dumnezeu. Sunt iubit, dar pierdut. Dacă nu sunt un închinător adevărat înaintea lui Dumnezeu. Nu puțin sunt acei oameni care se roagă astăzi. Și ei cred că se roagă lui Dumnezeu și eu nu-i contrazic. Și din nou voi fi exclusivist în această seară, dar n-am ce să fac. N-am ce să fac. Sunt iubit, dar pierdut dacă nu sunt un închinător înaintea lui Dumnezeu. Un închinător înaintea lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă rugăciune versus a fi închinător? A fi închinător nu exclude rugăciunea, dar închinător înseamnă mai mult decât rugăciune. A alergat la el un tânăr care a îngenunchiat înaintea lui. Și de aici cea de-a doua observație, a îngenunchiat înaintea lui. Un fruntaș, eu cred că era obișnuit, era familiarizat, eu cred că rugăciunea făcea parte din viața lui. Dar nu era un închinător. Nu era un închinător. Ce înseamnă a fi un închinător? Țineți minte că Iisus stă de vorbă cu femeia samariteancă, Ioan capitolul 4, la fântâna lui Iacov. Și în discuția pe care au avut-o, ea ca să pozeze că e spirituală și se roagă și ea, când Iisus îi spune, n-ai bărbat și acela pe care l-ai nu este bărbatul tău, ea spune, văd că ești un proroc, dar unde ar trebui să ne închinăm totuși? O surprinde Iisus și ea vrea să distragă atenția de la viața ei, unde ar trebui să mă închin? Unde spuneți voi, iudeii, sau pe muntele Gerizim? Și Iisus nu-i spune unde, ci cum, femeie. Adevărat îți spun că vine ceasul, dar acum a și venit când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duc și în adevăr. Astfel de închinător dorește și Tatăl. Dar ce înseamnă închinător în duc și în adevăr? Vreau să fac câteva sublinieri. Unu. Închinare n-are de-a face cu a face, a mă ruga, a îngenunchea, e mai mult decât atât. Roman capitolul 12, spune Apostolul Pavel astfel, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu. Versetul 1, nu să faceți rugăciuni. Să aduceți trupurile voastre ca o șerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Închinarea înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă a face, nu înseamnă a mă închina. Nu se rezumă la misticism, ca să folosesc cuvântul acesta. Nu se rezumă la mă pleca pe genunchi sau a sta în picioare, a închide ochii sau a-i ține deschiși, a ridica mâinile sau a le lăsa jos. Închinarea nu are de-a face în primul rând cu a face ceva, ci cu a fi ceva. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Asta este slujbă sau închinare duhovnicească. Nu-i suficient să mă rog, sunt iubit, dar pierdut, dacă nu sunt un închinător, nu care face, ci un închinător care trăiește o viață de închinare. Mântuitorul spunea, nu oricine îmi zice ce. Doamne, Doamne, e ușor, e simplist să spui Doamne, Doamne. Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu. De ce îmi ziceți Doamne, Doamne? Și nu mă adresez niciunui dintre voi, doar mă folosesc de cuvintele Mântuitorului. De ce îmi ziceți Doamne, Doamne și?
Nu faceți ce vă spun eu. Nu-i suficient să fiu un mistic, unul care se roagă. Nu-i suficient. Sunt iubit, dar pierdut. Pentru că închinarea nu înseamnă doar rugăciune, înseamnă atitudine, înseamnă trăire. Asta este rugăciune, închinarea. Mă tem că în ultima vreme am pus mai mult accentul pe a face și nu-i rău. Nu-i rău să-i aducem Domnului cei mai bun, dar nu există nimic mai bun decât a fi. Decât a-i aduce nu mesajul, nu rugăciunea rostită, ci aduce viața ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Sublinez și eu ceea ce spunea cineva într-o carte. În ce privește rugăciunea, din nefericire am devenit atât de cursivi în rugăciune, prea fluenți în rugăciunile noastre. De ce? Pentru că am ajuns să ne spunem rugăciunile. Lipsesc oftările din rugăciunile noastre. Lipsesc opririle din rugăciunile noastre. Lipsesc cuvintele care vin din inimă din rugăciunile noastre, că puterea rugăciunii nu stă în intensitatea ei, nici în durata ei. Puterea rugăciunii stă în originea ei. Ea trebuie să vină din inimă. Și tocmai rugăciunea acestui tânăr nu venea din inimă. Și-ar fi dorit viață veșnică de aici. Dacă și-o dorea de aici, ar fi lăsat tot și l-ar fi urmat. Nu-i suficient să mă rog, sunt iubit, dar pierdut. Dacă nu sunt un închinător în duh și în adevăr, închinător în duh și în adevăr înseamnă a fi, apoi a face. În al doilea rând, închinător în duh și în adevăr, închinătorii adevărați au un obiect clar al închinării. Și din nou, va trebui să fiu exclusivist în seara asta. Ce înseamnă un obiect clar al închinării? Sunt mulți oameni care se închină și nu vreau să arunc vreo umbră, dar ocazia de a spune ceea ce spun în seara asta, nu pentru că trebuie numai decât să spun aici, aici spun în această seară, unul singur merită închinarea. Nimeni altcineva nu-i vrenic de închinare. Repet, nu vreau să ofensez pe nimeni, dar adevărul este acesta. Unul singur este obiectivul închinării noastre. Nimeni altcineva nu poate fi. Îmi pare rău să constat că am renunțat ușor, ușor, chiar dacă nu în mod declarativ, la exclusivismul acesta. Am renunțat. Lăsându-i pe oameni să creadă că dacă se închină, sunt închinători. Nu pot fi închinători adevărați. Dacă se închină cuiva, ne vine greu să le spunem oamenilor că nu oricine-i vrenic de închinare. Și nu mă pot ruga oricui, că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și acela este cine? Iisus Hristos. Haleluia! Aleluia! Binecuvântat să fie numele Lui! Și avem argumente biblice. Când Petru ajunge în casa lui Corneliu, Corneliu îi se închină și Petru nu-i dă voie. Și era Petru. Sunt om ca și tine. Dar găsim un alt exemplu în cartea Apocalipsa. Nu era un om, era înger. Eu, Ioan, m-am aruncat înainte îngerului cu fața la pământ. Ce a spus îngerul lui Ioan? Ce i-a spus? Ioane, apreciez, ești atât de bine intenționat. Ai făcut ceva, e bun gestul ăsta, dar evită asta pe cât se poate. Îngerul i-a spus lui Ioan, când m-am aruncat cu fața la pământ înaintea lui, mi-a zis, ferește-te să faci una ca asta. Închină-te lui Dumnezeu.
Dacă cineva merită închinare, dacă cineva merită să îi se aducă rugăciuni, nu pentru că ar lua în greutate, Dumnezeu este atot suficient. Nu El are nevoie de rugăciune noastre, noi în rugăciune avem nevoie de El. Cineva spunea, rugăciunea nu-L schimbă pe Dumnezeu, ne schimbă pe noi. Nu-L îmbogățește pe Dumnezeu, mă îmbogățește pe mine. Dar revin, închinător în duc și în adevăr înseamnă că singurul care merită închinare este Dumnezeu Tatăl Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Nimeni altcineva. El șade de pe cel mai înalt vârf al gloriei cerurilor. Lui se închină și se vor închina toate ființele de pe pământ, de sub pământ, din cer. Și vor spune că Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Haleluia! Haleluia lui Dumnezeu pentru asta. În al treilea rând și în ultimul rând, nu doar că nu-i suficient să-L caut pe Dumnezeu, sunt iubit, dar pierdut dacă nu-L caut din toată inima și nu-L caut după Scripturi. Nu doar că nu-i suficient să mă rog, sunt iubit de Dumnezeu, dar pierdut dacă nu sunt un închinător în duc și în adevăr, dacă nu trăiesc închinarea și dacă nu mă închin doar lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos și nimănui altcuiva. Dacă am renunțat la exclusivismul acesta, am fi mai iubiți. Dar Pavel n-a putut renunța la asta și noi n-avem voie. Și ultima subliniere, nu-i suficient să fiu moral. Sunt iubit, dar pierdut, dacă nu sunt și spiritual. Nu-i suficient să fiu moral, cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Ce a spus el? Doamne, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Era un tânăr moral, dar nu spiritual. Frații mei, știm ce e moralitatea și pe atât de clar, iese foarte clar în evidență din cuvintele Mântuitorului. Cele 10 porunci rezumate la câteva aici în pasajul acesta. Ce-i spiritualitatea? Dacă ar fi să caut o definiție în Biblie, n-aș putea să spun, scrie undeva, asta este spiritualitate sau spiritualitatea este. Cert este că acest tânăr era moral, dar îi lipsea spiritualitatea. Ce înseamnă spiritualitate? Două lucruri vreau să punctez în finalul predicii din această seară. Spiritualitate înseamnă, în primul rând, să mă pocăiesc de neprihănirea mea. Să mă pocăiesc de pocăința mea pe care mi-o asum. Doamne, toate astea le-am păzit cu grijă de când eram copil. Cu ele am crescut. Mă întreb, oare nu-i vremea să ne pocăim de neprihănirea pretinsă de noi, asumată de noi? Să nu înseamnă că n-ar trebui să trăim o viață de neprihănire. Toate astea le-am păzit cu grijă. Le-am păzit cu grijă. Ce înseamnă să mă pocăiesc de neprihănirea mea? Ce înseamnă asta? Să știu că nici cele mai evlavioase dorințe ale mele, un răspuns, nici cele mai evlavioase dorințe ale mele nu sunt suficiente pentru a putea fi mântuit. Și am să mă folosesc de un psalm, de finalul celui mai lung psalm din Biblie, psalmul 119. În psalmul acesta, printre altele, David spune la final de psalm,
De 7 ori pe zi te laudă, Doamne. De ce n-aș deschide acolo? Pentru că ne-ar, cu siguranță ne-ar surprinde și ne va surprinde ceva. Psalmul 119, uitați ce spune David. De 7 ori pe zi te laud în pricina legilor tale cele drepte. Nădăjduiesc în mântuirea ta, Doamne, împlinesc poruncile tale. Sufletul meu ține învățăturile tale, le iubesc mult de tot, păzesc poruncile și învățăturile tale, toate căile mele sunt înaintea ta, să ajungă strigătul meu până la tine, Doamne. Apoi buzele mele să vestească lauda ta, să cânte limba mea cuvântul tău, căci toate poruncile tale sunt drepte, mâna ta să-mi fie întrajutor, căci am ales poruncile tale, suspind după mântuirea ta și legea ta este desăvârșită înaintea mea, este desfătarea mea, să-mi trăiască sufletul și să te laude. Dacă pentru ceva îmi doresc viața, este pentru a te lăuda. Și eu întreb, cum ar trebui să încheie cineva un psalm ca și acesta? Cineva care de 7 ori pe zi laudă pe Dumnezeu, care suspină după mântuire, care tânjește, care își dorește viața pentru a lăuda, ar trebui să spună, Doamne, acum eu sunt gata, ia-mă la tine. Uitați-vă la versetul 176. Rătăcesc ca și o oaie pierdută. Caută pe robul tău. Nici cele mai evlavioase fapte, asta e spiritualitatea, ne-a trebuit să ne lase să credem că am ajuns la desăvârșire. Mă gândesc la apostolul Pavel, care spune, cunosc un om care a fost răpit la al treilea cer și a primit Evanghelia nu de la oameni, de la Dumnezeu. Apostolia nu de la oameni, de la Dumnezeu. Și îl spune în Filipeni, în capitolul 3, lucruri care pentru mine erau câștig, le socotesc ca o pierdere, ca o pierdere. Dar de ce? Din pricina prețului nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu, pentru el le-am pierdut pe toate și le socotesc ca un gunoi ca să-l câștig pe Hristos și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, și aceea care se capătă prin credința în Hristos, de prihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și deși a fost răpit al treilea cer, Pavel spune, și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui, și eu l-aș întreba, Pavele, dar nu l-ai văzut? Ba da! De ce vreau să-l cunosc? Să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Auziți, ca să ajung cu orice chip și parcă îi lipsește siguranța mântuirii. Eu cred pretenția că a ajuns desăvârșit. Ce bine, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, nu cred că l-am apucat încă. Ce bine că îi lipsește pretenția că l-a apucat de tot. M-a apucat el, dar vreau să-l apuc. Asta înseamnă spiritualitate. Spiritualitate înseamnă să fiu flămând și însetat după neprihănire. Spiritualitate înseamnă că nici cele mai evlavioase faptele mele și dorințele mele n-ar trebui să mă lase să cred sau să-mi asum vreo pretenție că am ajuns unde trebuie. Până când vine Hristos, cum spunea fratele Nelu, suntem în procesul acesta de sfințire. Vestea bună este, suntem iubiți. Atenționarea este că putem fi pierduți dacă nu-L căutăm din toată inima. Dacă nu trăim o viață adevărată de închinare. Spiritualitatea nu exclude moralitatea. Cineva poate fi moral fără a fi spiritual, dar nu pot fi spiritual și să nu fiu moral. Dacă nu sunt spiritual, când cineva este mântuit, umblă pe vârful degetelor de la picioare.
să nu-și piardă mântuirea. Când cineva înțelege dragostea lui Dumnezeu, nu-și permite să nu-L caute din toată inima. Îi cer iertare lui Dumnezeu că inima mea nu totdeauna bate cum ar trebui. De ce nu m-aș pocăi eu la învonul bisericii Betel din Dej în seara asta? Îi cer iertare lui Dumnezeu că poate uneori am fost mai preocupat de a face decât a fi. Îi cer iertare lui Dumnezeu în seara asta că poate uneori am crezut că trăi o viață morală fără a fi spiritual, flămând și însetat după neprihănire. Este suficient. Se ruga cineva și vreau să fie rugăciunea mea și în seara asta și rugăciunea noastră. Doamne, sunt însetat de o sete mai mare după Tine. O crește-mi iubirea în inima mea. O crește-mi iubirea cu focul sfințit și chiar de m-ar arde să fiu mistuit, flămând de iubire. Vreau mereu să Te rog, o crește-mi iubirea în inima mea. Nu vreau să știu că cineva de aici, iubit fiind de Dumnezeu, s-a pierdut. Îl rog pe Duhul Sfânt să ne mântuiască. Cine poate fi mântuit? Cine îl caută din toată inima? Cine trăiește o viață de închinare? Și cine e spiritual, mereu flămând și însetat după neprihănire? Amen.